Cei care s-au născut în zodia peștilor vor avea în prima parte a zilei de 2 aprilie niște motive, niște provocări care îi pot face să se plimbe pe la ghișee, pe la instituții sau prin diferite birouri ale locului lor de muncă, să întrebe de ce s-au făcut niște operațiuni pe fișa lor de salarizare. S-a adăugat, s-a tăiat, s-a scos, s-a micșorat și așa mai departe. Între 2 aprilie, după ora 20 și 5 aprilie dimineața, sectorul comunicare e banal aspectat, aș spune. Câteva informații necesare, dorința de a-și consolida o părere prin consultarea unui om, cum se zice în popor, cu scaunul la cap, echilibrat, cu experiență de viață, care nu se hazardează și pe care se poate baza, să spunem că are și cunoștințe sau are chiar o pregătire de specialitate pentru care îl abordează. Nu este un moment în care însă să facă niște schimbări în proiectele lor pedagogice și profesionale. Și vor să renunțe, vor să schimbe, vor să facă altceva, vor să plece din țară să studieze într-un alt fel. Poate că nu schimbă preocuparea și interesul pentru o meserie, dar schimbă instituția. Eu zic că nu este momentul, e de așteptat. Se anunță vremuri destul de complicate și eu cred că întregul an trebuie câștigat. E un an câștigat, îl fac, îl parcurg, ori vedea când se transferă. Altfel riscă să rămână în gol, mai ales că în 2023 lucrurile se vor complica pe acest sector al învățăturii. Între 5 aprilie, după ora 6 dimineața și 7 aprilie, după amiaza, discuții pe teme casnice, discuții pe teme locative, discuții legate de felul în care s-ar putea valorifica un bun, mai ales consultare, vizionare împreună cu experți și specialiști pentru a cumpăra o casă, a amenaja, a repara, a vinde o casă, a se muta într-o casă, a fructifica un patrimoniu imobiliar. Discuțiile, atenție, vor fi viciate de păreri greșite, de opinii ale unor oameni care nu au habar de meserie, de sfaturi ale unor oameni care nu sunt de bună credință și vor să influențeze pe cei născuți în pești să facă pași greșiți sau eventual să facă acei pași de pe urma cărora să aibă și ei ceva de câștigat. Eu aș zice că mai bine rămâneți lucizi, calmi, consultați specialiști adevărați și nu vă luați după tot felul de fanfaroni și de persoane care se dau mari, dar în realitate nu știu nimic și s-au obișnuit să câștige din această faimă pe care știu să o ofere, ca și cum e certitudinea competenței lor. Când vedeți că un om începe să se laude și face prea mult caz de cine e el și ce știe el, lăsați-l în pace. E clar că sfatul de la acela, în acest context astral, nu e bun, nu e pentru noastră, nu e un om serios. Între 7 aprilie, după ora 18 și 30 de minute și 9 aprilie, mecanisme care privesc viața sentimentală, e multă sensibilitate, duioșie, e un aspect foarte bun pentru relațiile între părinți și copii, mai ales între mame și copii. Este un semn nu al creativității, cât al trăirii interioare, unor forme de viață culturală, artistică, și cu precădere viață spirituală, preocupări legate de îmbogățire sufletească, de liniștire sau chiar de curățare. Ceea ce se practică în anume tehnici de meditație sau terapii alternative cu mintea și cu sufletul, în care se purifică și trupul și sufletul prin diferite practici, terapii și proceduri. Este o chestiune la care trebuie să participe sau are un efect deosebit muzica. Deci terapia prin muzică, terapia prin meditație, terapia prin rugăciune, care se învecinează și seamănă foarte mult cu starea de bine a creației artistice, acelei stări în care intră un creator atunci când lucrează la o piesă, să spunem literară sau muzicală sau plastică. E o stare anume, cu anume vibrații cerebrale care fac bine. Acum, această cufundare într-o stare specială de rugăciune, de izolare și de vecinătate cu valorile
importante din punct de vedere moral și filozofic sau creștin, sunt o formă de viață care le face bine, o viață interioară care le dă și satisfacții, chiar dacă nu se duc la teatru, chiar dacă nu se duc la concert. Muzica se poate asculta în multe alte condiții. În sfârșit, peștii sunt beneficiarii celui mai important eveniment al acestei săptămâni și al acestei luni și al acestui an și al acestei etape. Este vorba de intrarea planetei Venus în zodia peștilor în ziua de 5 aprilie. Ea va traversa casa întâi a personalității acestor nativi până pe 2 mai. Acum, ce are așa de nemaipomenit acest transit, vă veți întreba, că a mai fost și în alte dăți. A fost. Deocamdată Venus e în exaltare, pentru pește minunată, este ca și cum ți-ar intra în casă zâna zânelor și fă-t frumos deodată. Întâmplări minunate, stări de spirit extraordinare, bucurie, satisfacție, fiecare după vârstă și posibilitate. Dar latura specială este dată de apropierea care va avea loc spre sfârșitul lunii aprilie între planeta Venus și Jupiter, cei doi benefici, cel mic și cel mare. Apoi este vorba de prezența lui Jupiter și Neptun, ambii sunt guvernatorii peștilor. Și aceștia se vor afla într-o triplă conjuncție la grad perfect, care n-a fost of de sute de ani. Este un moment extraordinar, eu îi spun de grație astrală, vom vedea ce se va întâmpla. Teoretic, nimeni dintre cei născuți în pești nu va rămâne străin de această bătaie de aripi îngerești pe care ei o vor crea. Fiecare va extrage și va plasa această vibrație unde are mai multă nevoie, pe sănătate, pe evoluție, pe revigorare trupească, pe refacere bănească, pe refacerea vieții în doi, pe nașterea unui copil, pentru că, deși ești pește, poți, în funcție de ascendent, să ai acest semn zodiacal plasat pe o anume casă. Acest lucru e deja cunoscut. Și atunci avem de-a face cu semnificația directă, intrinsecă, a cadrului general pe care îl abordăm noi, pești, casa întâi, trei planete, beneficiu, și este a doua semnificație în funcție de ascendent, aceeași casă, aceleași planete, într-un loc care presupune un tip de activitate. Din acest punct de vedere, peștii ar trebui să se simtă bine, să fie fericiți chiar și fără motiv, mai liniștiți, plini de speranță, să se refacă după niște suferințe, mai ales morale sufletești, să se debaraseze de niște trăiri și reacții care nu le fac bine. La un moment dat, ei vor avea un fel de recul și își vor da seama că s-au complăcut prea mult în niște tipuri de melancolie și durere care nu a contribuit la rezolvarea temei. O învigorare și mai ales o dorință de schimbare este cel mai important lucru. Schimbarea e factor de progres, statul quo n-aduce fericire, e o atitudine conservatoare, dar și defetistă. Nu schimb nimic, trăiesc așa ca până acum, ajunge ce am, nu vreau mai mult, mi-e frică să fac vreun pas bun. Peștii vor uita de această atitudine, dacă au avut-o, și se vor lansa în tot felul de povești de viață menite să îi pună în prim plan, să le sporească dorința de a se emancipa, să le motiveze inițiativele, de a face în așa fel încât să facă lucruri pe care nu le-au făcut până acum, chiar dacă au un soi de trac, să trăiască experiențe pe care nu le-au trăit până acum, chiar dacă nu știu foarte bine despre ce este vorba, dar, în fine, astrele îi vor proteja. Foarte multe inițiative sunt menite să arate a revoluție și evoluție, dar nu a revoltă haotică și dezordonată.